Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie după Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un tânăr oarecare și i-a zis: Învățătorule bun, ce bine să fac ca să am viață veșnică. Iar el i-a zis: De ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai singur Dumnezeu. Iar dacă voiești să intri în viață veșnică, păzește poruncile. Care a zis el? Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu fii martor mincinos, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele, ce mai lipsește? Atunci Iisus i-a spus: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te și vinde-ți averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino și mi-urmează mie. Tânărul însă, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuții. Atunci Iisus a zis către ucenicii săi: Adevărat vă spun vouă, că un bogat cu a nevoie va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși vă spun că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii lui, auzind aceasta, s-au tulburat foarte tare și au zis: Cine poate atunci să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta este cu neputință, însă la Dumnezeu toate sunt cu putință. Lectura da Santo Vangelo secondo Matteo, stiamo attenti. În quel tempo, un giovane se avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che farò di buono perché abbia la vita eterna? E gli disse a lui: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno è il buono. Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti. Gli dice: Quali? Allora Gesù disse: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Gli dice il giovane: Tutto questo l'ho osservato dalla mia giovinezza, cosa manca ancora? Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va, vendi i tuoi beni e dali ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni, seguimi. Il giovane, avendo udito la parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: In verità vi dico che un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli. Vi dico ancora, è più facile che una fune passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. All'udirciò i discepoli erano molto stupiti e dicevano: Chi dunque può essere salvo? Fissando su di loro lo sguardo, Gesù disse loro: Questo è impossibile presso gli uomini, invece tutto è possibile presso Dio. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea cuvioasă Maică Starețe, prea cuvioasă Maică, prea cu cele ce părinte, iubiți frați și surori, între Domnul, iată-ne ajunși în călătoria aceasta alături de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, de-a lungul șirului acestor Evanghelii, care ne pun astăzi în față o taină mare care ne arată diferența cea mare între măsura lui Dumnezeu, care este desăvârșirea, și măsura omului, care este binele împletit pe seama celor șase porunci pe care le-am și auzit din gura Mântuitorului Hristos. Porunci ale Vechiului Testament, Domnul cumva special lăsând deoparte primele patru, care arată măsura pe care leagă de Dumnezeu pe om. Omul adesea căzut, omul aflat în neputințe, și această relație întreită, relația cu Domnul,
relația cu aproapele și relația cu sine însuși. Întrebarea de căpătâi care ne se pune în această Evanghelie, învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Și Domnul din start îl pune în fața unei dileme mari, arătând că bun este singur Dumnezeu și în același timp descoperind în chip tainic dumnezeirea sa, de ce ești fire cu așia Tatălui. Taină mare, căci Domnul lasă deoparte, cum vă spuneam chiar dintr-un început, relația omului cu Dumnezeu ascuns în primele patru porunci, prima dintre ele fiind să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău și din toată virtutea ta. Continuând după aceea cu aceea care spune să nu ai alți Dumnezei, să nu-ți faci alți Dumnezei, să nu te închine altul Dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit și toate celelalte care se cuprind în această lege a lui Moise, care nu încerca să facă altceva decât să-l facă pe om să fie mai puțin rău decât era atunci, înainte de slobozirea din robia Egiptului, prin trecerea cea minunată ca pe uscat, prin mare, atunci când se descoperă legile și taina aceasta mare, care vedem în al 12-lea capitol din cartea Ieșirii, ieșirea poporului Israel din robie, când Moise, după ce vede poporul care își construiește vițel din aur, neavând răbdare să-l aștepte 40 de zile ca să se coboare de pe muntele binecuvântat, de pe muntele Sinai, sparge aceste table ale legii și este nevoit să mai urce încă o dată. Și atunci înțelege un singur lucru, care este un lucru de căpătâi, pe care îl înțelege și tânărul și tot iudeul evlavios și credincios. Că cel ce păzește legea lui Dumnezeu are viață și cel ce nu păzește legea lui Dumnezeu, până la urmă este condamnat morții. Asta însemna porunca lui Dumnezeu. Ții legea, vei avea viață. Nu ții legea, înseamnă că dobândești moarte. Un lucru recapitulat de Maxim Mărturisitor în Filocalia 6, atât de adânc, atunci când spune ceva preluat de la Marcu, ascetul, dar desăvârșit și mult mai adâncit, în cele ale duhovniciei, când spune dacă greșești într-o poruncă, greșești în toată legea. Și cel ce calcă o poruncă a greșit toată legea și este vrednic de osândă, este vrednic de moarte. De aceea Moise face un lucru minunat pe care de fapt și Domnul însuși îl face. Moise spune poporului lui Israel că a greșit și atunci se duce și devine ispășire pentru poporul lui Israel. Stă în fața Domnului după 40 de zile de post negru și spune: Doamne, știu că suntem vrednici de moarte, dar dacă vrei să mă izbăvești doar pe mine, dacă vrei să mă izbăvești pe mine și să mă lași scris în cartea vieții, atunci izbăvești și poporul care a greșit. Iar dacă nu vrei să izbăvești poporul care a greșit, atunci scoate-mă și pe mine din cartea vieții. Și Domnul îi spune: pe cel care este vrednic de milă îl voi milui, dar adaugă și un lucru tainic care zice: pe cel ce este vrednic de osândă îl voi osândi. Și de alte table ale legii lui Moise. Oare nu face până la urmă Domnul Hristos același lucru? Vine să ia tot păcatul poporului, nu doar al lui Israel, ci a întregii omeniri asupra sa ca să dăruiască viață. Iar acestui tânăr care simte o durere adâncă, că dacă n-ar fi simțit-o, n-ar fi pus întrebarea Mântuitorului Hristos, îi descoperă taina mare cu care am și început acest scurt cuvânt. Diferența între binele nostru, care este limitat la aceste porunci care ne spun să nu ucizi, să nu furi, să nu faci adulter, să nu faci rău aproapelui tău, și desăvârșirea lui Dumnezeu, care ne spune: lasă-le toate și dă-le săracilor și urmează-mi mie. Măsura între bine care este bun și necesar și chiar obligatoriu într-o societate care este chemată să fie una ca
care se apropie de cuvântul lui Dumnezeu și de săvârșire, care este măsura celui necuprins de rațiunea omenească, celui desăvârșit în dragoste. Și măsura de săvârșire este măsura dragostei, căci dragostea este gratuită. Dumnezeu nu cere nimic omului, Dumnezeu vine și se dăruiește. Așa cum este gratuită frumusețea pe care ne-a dăruit-o în această lume, așa cum este gratuită dăruirea, așa cum este gratuită până la urmă taina mirului din Evanghelie, taina nunții la care este chemat să ajungă în chip tainic tot omul care viețuiește pe acest pământ. Iată măsura de săvârșire și măsura binelui. Binele care totuși nu ne mulțumește. Pe undeva Domnul vede nu doar durerea tânărului, ci durerea noastră a tuturor. Parcă doar acea scurtă spovedanie care tot o repetăm de fiecare dată în posturi mai cu seamă, când venim la căpătâiul preotului și zicem, Părinte, nu am făcut nimănui niciun rău, nu ne ajunge ca să ne satisfacă această sete nemăsurată de dragoste. Nu adapă sufletul nostru doar spunând, nu am omorât pe nimeni, nu am furat nimănui nimic, nu am înșelat pe nimeni și am încercat să fac toate lucrurile așa cum sunt rânduinte de poruncile Domnului. Legea dragostei îl leagă pe Dumnezeu de desăvârșire. Legea dragostei descoperă milostivirea și oare nu taina liturghiei care o trăim astăzi, până la urmă, este cea a milostivirei. Sfântul Marcu Ascetul, în Filocalia I, spune un lucru minunat. Zice, Dumnezeu se descoperă în poruncile sale și cel ce le plinește ajunge să-L cunoască. Iată acest tânăr, plinind poruncile Domnului, ajunge într-un fel să-L cunoască, dar îi lipsesc celelalte, mai lipsesc 4 porunci. Lipsește porunca cea mare a dragostei, dragoste care ne împinge în spate să lăsăm toate pentru Domnul, să ne punem într-o mare paranteză. Da, urmează mie, lasă toate. Lasă cei morți din lumea aceasta să-și îngroape morții săi, lasă cei robiți de bogății să-și vadă de bogății lor. Tu urmează-mi mie, urmează-mi mie și renunță nu doar la bogăția ta, ci renunță la tine însuți. Tot ceea ce se leapădă de sine însuși, de a sa voi face mai mare lucruri decât cel care lasă în spate bogății. Căci bogăția trecătoare azi este și mâine nu mai este, iar voia proprie este cea care ne luptă o viață întreagă. De când suntem prunci, mici și plângem și dorim numai în adins să ne se facă voia, și până la adânci bătrânețe, când nu renunțăm la sinele nostru. Asta e măsura la care ne cheamă Domnul. Sfântul Arsenie cel Mare spune un lucru minunat. Spune, voia de sine este poartă de aramă între om și Dumnezeu. Fericit este cel care reușește să zdrobească această poartă mare. Fericit este cel care reușește să-și taie voia cea proprie și să fie întru toate ascultător celor care îl povățuiesc și prin acestea Domnului care ne cheamă la desăvârșire. Un scurt gând aș mai adăuga înainte să închei. Taina acestei Evanghelii ne descoperă și taina milostivirii. Și taina aceasta a milostivirii, adică a lăsa toate, a fi milostiv. A milostiv și a milui. Domnul miluiește pe tot omul care cere ajutor, dar și omul este chemat să lase toate ale sale ca să umple de milostenie lumea aceasta. Liturghia, vă spuneam eu, cuvântul acesta a milostivirii îl umple, îl rostește de mai bine de 100 de ori. Rostim cuvântul milostivire, milă, miluiește. Cel Doamne miluiește care răsună ca și răspuns la fiecare cere de la ectenele care răsună de-a lungul Sfintei și dumnezeiește liturghii. Prima rugăciune care o rostim la liturghie și ea vorbește de mila nemăsurată a lui Dumnezeu și dragostea necuprinsă. Mila lui Dumnezeu care îl cucerește pe om și îl face să lase toate. Și acum ne spune și tradiția că acest tânăr, după aceea, revenindu-și până la urmă din tristețe, revenindu-și până la urmă din această mică cădere, am putea spune, lasă toate și urmează pe Domnul.
n-a reușit să o facă pe moment. Marcu, evanghelistul, adaugă un detaliu care ne încredințează de ceea ce ne spune tradiția bisericească. Zice că Domnul a zâmbit și l-a privit cu drag. Este o evanghelie a iubirii care ne încredințează că și acolo unde este tristețe, Domnul vede binecuvântare, căci tristețea are puterea, prin credința în Dumnezeu, de a deveni adevărată binecuvântare. Tânărul pleacă, dă toate și urmează pe Domnul, devine ceea ce a fost chemat să devină, desăvârșit, ceea ce suntem chemați și noi să devenim desăvârșiți în măsura dragostei și în măsura milostivirii. Finalul este descurajant și în același timp încurajator. Apostolii rămân descurajați. Dacă acesta care a ținut toate poruncile și este bogat și bogăție era privită ca o binecuvântare în Vechiul Testament, nu se poate mântui, cine se poate mântui? Leitmotivul acestei evanghelii, acestei pericope, rămâne ca o pecete duhovnicească în inima noastră. Ceea ce la om este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Dumnezeu este Cel care poate să facă și cămila mică și acul și gămălia, urechile acului mare, în așa fel încât să treacă prin ele firea noastră, cea îndumnezeită, firea noastră, cea cucerită de dragoste și de milostenie. Să nu uităm un lucru, cea mai mare comoară pe care o avem este Domnul. Să nu o pierdem niciodată în viața noastră, că Lui se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în veci. Amin. Amin.